Grădina și anotimpurile, lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Anotimpurile au loc datorită înclinării planetei Pământ în timp ce se rotește în jurul Soarelui. Axa Pământului este mereu înclinată, având o poziție fixă în timp ce are loc mișcarea de revoluție. În fiecare anotimp, natura arată altfel. După o lungă odihnă în perioada iernii, în fiecare zi se pot observa modificări, variații ale solului, temperaturii, aerului, apei și luminii. Primăvara, zilele devin mai lungi. Ajunge mai multă lumină pe pământ, solul se dezgheață și astfel nutrienții dizolvați în apă devin absorbibili pentru plante. Temperatura aerului devine favorabilă, iar ploile de primăvară aduc multă apă. Toți acești factori de mediu asigură plantelor condiții de viață favorabile. La plantele lemnoase, ca urmare a schimbărilor de mediu, absorpția și transportul nutrienților se vor accelera. Semințele semănate germinează. Răsadurile plantelor ornamentale și de cultură care solicită căldură cresc în sere și sunt plantate în aer liber numai în luna mai, după ce trec perioadele geroase. Dintre cele mai cunoscute plante ornamentale este petunia, o plantă nepretențioasă cu o perioadă de înflorire foarte lungă. După plantarea răsadurilor, rădăcinile fixează planta și absorb nutrienții. Tulpina transportă nutrienții spre frunze și susține frunzele, florile și fructele. Frunza realizează funcția de respirație și fotosinteză. Florile și fructele asigură reproducerea plantei. Asemeni petuniei, toate plantele cresc, înfloresc și dau roade vara. Majoritatea legumelor și o parte semnificativă a pomilor fructiferi se coc toamna. La începutul lunii septembrie, de exemplu, se culeg prunele, ardeii sau ceapa. În luna octombrie se recoltează, de exemplu, varza, morcovul sau pătrunjelul. Când se termină munca de recoltare, încep pregătirile pentru primăvara următoare. Părțile bolnave sau moarte ale plantelor sunt tăiate, colectate și încinerate. Se încheie compostarea, iar solul se fertilizează înaintea începerii perioadei de iarnă. Provocare. Taie în două o ceapă și plantează într-un ghiveci. Asigură plantei tale apa și lumina necesară creșterii și dezvoltării. Notează în câte zile poți avea ceapă verde în casă. Vă mulțumesc pentru atenție!